De la 180.000 de dolari la 1 milion de dolari în 69 de zile. Nu sunt eu omul care a pățit chestia asta, însă o să vi-l prezint pe cel care a pățit-o. O să vedem ce riscuri are o investiție de genul ăsta și de ce inclusiv eu voi cumpăra Dogecoin. Oare? Voi cumpăra? Oare? Salutare frumoșilor, bine ați venit pe canalul vostru de YouTube, unde învățăm educație financiară și unde tragem să-l depășim pe Dorian Popa ca număr de subscriberi. Glumesc. Nu vrem 2 milioane, Doamne ferește. Dar vrem 1 milion până la sfârșit de 2021. Mi-ați cerut mulți dintre voi un clip despre Dogecoin și dacă se merită investiția și am zis să vă satisfac nevoia. Hai să vedem în primul rând ce este Dogecoin. Este o criptomonedă lansată în 2013 de doi ingineri de software, nici nu contează care e numele lor pentru că nici măcar nu au fost investiți în continuare în criptomonedă și a fost lansată ca și metodă alternativă de plată, gen față de Bitcoin. Pentru că în spate este același cod copiat ca la Bitcoin. Fața monedei este reprezentată de câinele Shiba Inu, care este foarte populară în rândul celor care respiră aerul din lumea asta a meme-urilor, a meme-urilor, cum dracu se zice. Proiectul nu are niciun viitor, proiectul nu are niciun plan măreț să schimbe lumea, însă Elon Musk a tot pompat hype-ul ăsta pe Dogecoin și toată lumea a crezut în ea și a început să cumpere din ce în ce mai mult. Și uite așa a crescut foarte mult în valoare, de la 3 cenți acum 3 luni de zile la 40 de cenți până pe 16 aprilie. Am să fac și eu propriul research să vedem ce mai spune lumea despre Dogecoin și am văzut că majoritatea investitorilor în cripto în general spun că Dogecoin nu are utilizare, Dogecoin nu are viitor, Dogecoin o să pice, aveți mare grijă, proiectul nu e un proiect. Și cu toate astea, proiectul a continuat să crească. Deci încă o chestie pe care am învățat-o în lumea asta a investițiilor, nu vorbim de cripto neapărat, este că atunci când marea majoritate consideră ceva și nu știu mai multe detalii, se va întâmpla exact opusul. Așa că hai să vedem cum un băiat din America a devenit milionar în cripto 69 de zile mai târziu după ce a făcut investiția. Glauber Conte Soto, what the fuck, o fi vampir, a investit 183.000 de dolari în februarie și 69 de zile mai târziu, în aprilie, a devenit milionar. Cifrele astea sunt chiar sexy. Deci el a investit toți banii puși deoparte, majoritatea banilor fiind în acțiuni la Tesla și alte companii și a riscat totul în Dogecoin, pentru că face parte din comunitatea lor de investitori din Dogecoin și a decis să aleagă cel mai riscant lucru posibil pe care nu-l recomand nimănui, n-aș face așa ceva nici să mă omori. Dar cu tot research-ul lui se pare că a avut dreptate, a devenit milionar. În același timp, toată lumea spune despre Dogecoin că este cea mai riscantă monedă și că nu are niciun viitor, nu are niciun proiect în spate și că o să devină toată lumea săracă dacă au investit mai ales foarte mulți bani în Dogecoin. Dar omul ăsta face parte din comunitatea de pe Reddit, urmărește mereu activitățile investitorilor în Dogecoin, urmărește mereu ce se întâmplă cu Dogecoin la nivel de parteneriate cu anumite companii. Elon Musk care a spus, bineînțeles, că o să pună o monedă Dogecoin cu adevărat pe lună. Ce a zis băiatul ăsta care a devenit milionar că o să facă cu Dogecoin-ul? A zis că nu o să scoată nimic. Vrea să ajungă la un portofoliu de 10 milioane de dolari doar în Dogecoin și a zis că după aia o să-și retragă câțiva bani ca să se bucure de ei. El chiar crede că moneda asta va ajunge la 3, 4, 5 dolari și nu are de gând să scoată nimic. Dacă vreți mai multe detalii despre băiatul ăsta și cum a gândit el toată investiția, intrați pe canalul lui Andrei Jic, vedeți că are un interviu cu el și vedeți ce anume are de gând să facă cu toată nebunia asta. Deci după tot research-ul făcut de mine și după ce am auzit o grămadă de investitori în cripto care au spus că nu o să aibă niciun viitor proiectul, am decis că proiectul o să aibă viitor, pentru că nu trebuie să ascult despre ce spun majoritatea niciodată. Da, nu sunt expert în cripto, însă sunt oarecum un mini expert în meme-uri sau meme-uri. Încă din timpul facultății, când exista 9GAG, nu știu dacă ați prins 9GAG sau dacă era de foarte mare amploare și pentru voi, însă eu eram pe 9GAG în fiecare zi și citeam tot și vedeam toate pozele și gifurile și videoclipurile. Și credeți-mă pe cuvânt, este o comunitate foarte, foarte mare care știe ce dracu sunt alea meme-uri. Și hype-ul ăsta nu o să dispară niciodată. Și uite așa știu că Dogecoin va avea viitor pentru că dacă există o populație foarte, foarte mare care crede în ceva, atunci acel ceva va avea viitor. Depinde până când. Pentru că totul oarecum va ajunge la un sfârșit la un moment dat. Iar referitor la Dogecoin, s-a văzut că atunci când Dogecoin a crescut, au început practic să crească ușor ușor și celelalte altcoinuri. Și chiar dacă pare că nu are un proiect uimitor în spate, totuși se folosește foarte bine ca și exchange. Inclusiv multe companii se folosesc de Dogecoin ca și unealtă de marketing. Dacă nu știai, a apărut un afiș foarte, foarte mare cu Dogecoin în Times Square. E clar că are viitor și ghișce. O să investesc inclusiv eu în Dogecoin. Problema e că aici în majoritate monedele sunt deținute în principiu cam 70% de câteva persoane, care dacă se decide să vândă la un moment dat, probabil că va intra peste noapte în faliment Dogecoin-ul. Dar dacă stăm luăm așa, cred că e valabil cu toate altcoinurile. Deci totul este speculativ în momentul ăsta. Suntem încă în bull market, ceea ce înseamnă că piața încă crește, iar Dogecoin este pe locul 6, având un market cap de 50 de miliarde aproximativ de dolari. Și un preț de aproximativ 40 cenți. Deci, ce s-ar întâmpla dacă ar trebui să ajungă la 3, 4, 5 dolari valoare per Dogecoin? Întotdeauna ne uităm la market cap ca să vedem dacă este posibil. Deci, ca să ajungă de la 40 cenți la 4 dolari, de exemplu, trebuie ca moneda să facă 10x.
Ne uităm la market cap, care înseamnă 50 de miliarde de dolari, înseamnă că market cap-ul a trebuit să facă și el 10x, adică să ajungă la 500 de miliarde de dolari. Așa că băiețașul ăsta, dacă are 1 milion în Dogecoin, atunci face 10x cu toate monedele lui și va ajunge la portofoliu de 10 milioane de dolari în Dogecoin. Eu sincer nu văd cum ar putea fi posibilă chestia asta, adică market cap-ul să ajungă la 500 de miliarde de dolari în bull market-ul ăsta. Dar aș vedea un preț de 2, maxim 3 dolari pe Dogecoin în bull market-ul ăsta, asta înseamnă 5-6x la market cap. Iar cei care au investit în proiectul ăsta îi văd ca pe niște tocilari fascinați de internet și de mimuri și lucruri nu foarte serioase așa cum sunt celelalte proiecte de criptomonede. Tocmai de-aia toată lumea îi spune Dogecoin-ului The Fun Side of Crypto. Și Elon Musk este în continuare acolo să promoveze foarte mult hype și nu cred că se va retrage prea curând din Dogecoin. Hai să vedem la ce ar trebui să avem grijă. Eu vă recomand, așa cum am făcut și eu, să vă documentați foarte, foarte bine și să vedeți dacă are sens să faceți vreo manevră de genul ăsta și să nu investiți niciodată banii pe care nu sunteți dispuși să-i pierdeți și ne izbăvește de cel rău. Amin. În niciun caz să nu luați exemplul băiatului ăsta din America, pentru că așa cum a investit 180.000 de dolari și a ajuns la 1 milion, așa putea să ajungă investiția lui și la 18.000 de dolari. Pentru că majoritatea altcoinurilor scad cu cel puțin 90% când vine bear marketul. Toată lumea știe chestia asta. Așa că parte din portofoliul meu, undeva la 5% m-am gândit, va merge în Dogecoin. Da, e riscantă, da, nu rezolvă cine știe ce problemă, da, nu e la fel de bună ca celelalte proiecte din cripto, însă este foarte multă populație care crede în ea. Și asta mă interesează în primul rând pe mine. Dar nu recomand nimănui să facă ce fac eu. Aveți informațiile, mergeți și vă găsiți propriile informații ca să luați o decizie pentru voi. Pentru că sunt banii voștri, eu nu răspund de banii voștri, nu sunt consultant financiar. Căutați informații pe Google, pe Reddit, pe YouTube și dacă vi se aprinde un beculeț, atunci intrați cu bani, că poate credeți în filamentul lui, metaforic vorbind. Și în niciun caz nu o să fac ce a făcut băiatul ăsta cu toată investiția într-un singur lucru. Dacă e ceva ce am învățat, mai ales cu pandemia asta, pentru că afacerile noastre sunt în Horeca amândouă, când a venit pandemia, aveam o singură chestie, un singur loc în care am avut toți banii băgați. Ăsta este cel mai riscant lucru posibil, iar investitorii știu chestia asta, știu că nu trebuie să-și țină ouăle în același coș. Așa că lasă o părere despre Dogecoin în comentarii și spune-mi ce crezi tu că se va întâmpla cu Dogecoin sau dacă ai investit cumva în această criptomonedă. Pe lângă asta am văzut că multă lume îmi cere în comentarii o părere despre Elrond și mă gândeam ca următorul clip despre cripto să fie despre Elrond. Poți să lași un comentariu să zici dacă ai vrea să auzi despre Elrond. Poate vă întrebați de ce nu am încă un portofoliu să vă arăt cu investițiile mele în cripto. Asta pentru că am depus niște bani săptămâna trecută, încă aștept să intre pe Binance, n-au intrat, aștept să retrag și dividendele din firmă, durează până rezolvă contabilul cu toate actele astea. Eram pregătit inclusiv să investesc când a fost dip-ul ăla ultimul de la Bitcoin, când a ajuns la 47.000 de dolari și toate altcoinurile erau pe minus, aproape. Atunci mă pregăteam să investesc și bineînțeles că între timp s-au schimbat lucrurile. Dacă investeam atunci, până ziua de astăzi aveam o creștere de peste 30%. Deci eram pregătit să bag 10.000 de euro, ghiciți cât aveam la ora actual. Dar asta este, suntem încă în bull market, cred în continuare că vor mai exista creșteri, nu e timpul pierdut pentru nimeni, sunt setat și pe termen scurt și pe termen lung să investesc, dar în primul și în primul rând pe termen lung. Vedeți clipul anterior despre cripto ca să vedeți care e planul meu de a investi în continuare. Aveți link în descriere. Mersi că te-ai uitat până la final și o să te rog să dai și un like și un subscribe dacă vrem să ajungem cea mai mare comunitate de educație financiară din România la 1 milion de subscriber până la sfârșitul 2021 și să apărăm la TV ca o comunitate de fanatici ce suntem. Până atunci nu uita să iei informațiile astea și să faci și tu research mai departe, pentru că eu nu sunt consultant financiar și cred că aș fi mult mai plictisitor dacă aș fi consultant financiar. Și dacă stai prea mult pe laptop, mare grijă la varice. Pe data viitoare!